Bună tuturor, eu sunt Bianca și astăzi ne vom juca un nou joculeț. Știu că acesta nu mai e la modă, dar cine știe, poate o să readuc moda. Vreau să încercăm și acest joculeț pentru că pur și simplu vreau să aduc din nou moda, să fie din nou popular jocul. Am văzut că s-au lansat chaptere noi, multe. Dar nici măcar nu știu că s-au lansat sau nu. Dar dacă văd multă susținere, cine știe, poate le facem pe toate. Haideți să vedem aici, chapter-ul 1. Da, bineînțeles, reclame. Bun, a trecut și reclama. Aici trebuie să găsim... Trebuie să găsim ceva, o capcană pentru doamna profesoară. Trebuie să o aștept să se ducă. Nu vreau să dăm mare fail din prima. Hai, dă-te, fată, pleacă. Pleacă, fată, odată. Du-te, hai, du-te. Du-te, fată. Așa, bravo. Ia să vedem. Am mai jucat jocul ăsta când eram mic, așa că încă mai știu câteva farse. Așa că nu vă gândiți că o să fiu chiar atât de începătoare. Fugi! Ok. Cel mai bun loc unde te poți ascunde să fugi este aici, așa că aici o să stăm. Hai să vedem, să vedem, să vedem ce facem. Hai că-s curioasă ce face. Bă, unde se duce fata asta? Nu se duce unde trebuie. S-a buguit jocul? A, nu. Nu s-a buguit. Ia să vedem ce face. A vrut să ia... ăla? Foaia aia și s-a prins în capcană, vai! Ok. Trecem la următoarea și bineînțeles reclamă. Bun. A trecut și reclama aia. Dar îmi pare că se aud cocoș, dar pur și simplu. Nu știu de unde se aud. Dar ce e toamne în bolul ăla? E cereale? Ce e acolo? Ales cereale? Da, cred că sunt cereale. Și ideea e unde-i sarea. Da, știu că putem folosi sarea. Sarea este aici. Bun, trebuie să fugim. Și din nou, pentru că suntem foarte aproape, putem pur și simplu să mergem aici. Ia să vedem. Se controlează mai greu camera, adică să o învârt așa, pentru că sunt pe telefon. O să bea unde asta. Ia să vedem. Și a amestecat și ce face? Doamne, ce face? Aoleo! Bun, și încă o farsă completată. Următoarea, bineînțeles, bun, venită reclamă. Bun, a trecut și reclama. Da, ce-i asta? Se uită la televizor. Da, nu știu ce asta și cum o închid. Bă, cum se închide asta? Mă. Da, o să revin când o închid. Ah, se pare că chiar trebuia să fac o chestie și vrea să râdă. Da, nu prea am înțeles ce trebuie să facă. Ce trebuie să fac, de fapt.
Știu și eu asta. Da, vrea să luăm un ciocan. Da, întrebarea unde e acel ciocan. După ce e aici, să găsesc toate chestiile. Acum trebuie să căutăm televizorul. Și dacă nu mă înșel, televizorul este aici la partea, uite că deja îl văd. Au. Dar oricum, acum la început sunt farse ușoare. După o să înceapă alea grele. Acum o așteptăm. Nu mai e sucul ăla, ce să-l beau și eu? Nu mai. Da, revin când începe animația aia. Hai că acum se duce în camera aia, unde se uite la televizor. Nu, ce s-a întâmplat cu televizorul meu, televizorul meu? Și plânge. Așa meriți, doamnă, pentru că ne dai note mici. Și bineînțeles, reclama. Bun. Vreau aici să-i facem chestii. Da. Ia, uite, se uită la ea, mi am îmbrăcată frumos. Of course, I can look good in everything. Acum putem să închidem deja atunci, se pare că trebuie neapărat să alegem. Bun, putem să începem. A, deci vreau să găsim ceva cu care putem să tăiem rochia ei. Păi, ce e acel ceva în primul rând? A, aici, farfecă. Acum unde sunt hainele ei? Asta? Nu. Și unde sunt acele haine? Merg la etaj să le caut. Doamne, și-a pus pe peste tot prin camera ei. Aoleu, vine și la etaj. Da, băi, dar fata asta are foarte multe dormitoare. Ca să nu vin aici. Uite că ea este în baie. Unde se duce? A. Păi și aici e unul din dormitoare. Care e un pat? Nu cred cum a intrat fix în camera în care eram eu. Bun, am dat escape now, ea este jos. Ia uite haina ei. Am văzut-o. Aula, ia uite. Deci a venit din partea aceea, înseamnă că pe acolo era. Dar hai să vedem unde se duce sau ce o să facă, că vreau să mă duc din partea în care mergea ea. Hai, mă! Uite! Ok. Nu, m-a văzut! Trebuie să fugi. Fugi odată. Fugi. Păi de asta vine până. Pe bune?
I will punish them. Bun, am scăpat de ea. Acum trebuie să aștept să se ducă ea sus. Eu pot intra pe fișurile astea. Hai de fata mea, du-te, dragă. Nu, rochea mea. Rochea mea și plânge. Băi, că zătă mi-e și milă de ea. Ține cum că-i fac foarte multe farse. Bun. Ok. Ia și cu cafeaua ei sau ce e acolo, nici nu știu ce e, pare a fi cafea. Of, din nou reclamă. Bun, în sfârșit a trecut și reclama aia. Vreau să găsim un țep sau ceva, dar nu se găsesc astea în plante. O să vreau să zice de ac, hint, direct. Of course, I can look good in everything. Ai, uite, uite. Nu, vine afară. Sau? Ce face? A, se duce să se uite la televizor. Dar n-am găsit acul ăla. Pe bune. Aole, vine. Da, bineînțeles că vine. Acum ce face? Să vină afară? Da, bă, vine afară. Vede. Haide, fată, du-te. Du-te, fată. Du-te, fată, undeva. Ia, s-a dus să vede la televizor. Nu se mai satură. Pun și unde-i acul ăla? Că nu-l văd. Este acul ăla. A, uite-l, bă. Iar vine fata asta. Ia uite să aștept după ea. A, e bine, bine că se duce la etaj. Măcar mai scap de ea puțin. Haide, fata mea, du-te. Du-te, fata. Haide. Nici să nu mă vadă că după aia nu se mai ducă unde vrea să se ducă, așa că... Bun. Bun. Acum ea se va așeza acolo, iar noi o să vedem cum ea se va înțepa. Hai că se apropie de canapea, să vedem animația. Se pune... Bun, încă o farsă. Iarăși reclame, bine, asta a fost mai scurtă. A închis o pisică sau ce se... Ia uite pe pisici, ce face? Da, vine cu respiretele la... În loc să te pui la săraca pisică. Am
Am zis că pisica e în camera aia de tortură. Ai, 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 ai. Lasă-mă de pisica, săracă. O să dăm așa și noi vom merge la etaj. Dăm... acolo o să sunăm la ușă. De fapt, luăm cheia asta. Și noi mergem sus. Ai, uite că fix pe astea trebuia să o iau. Fata asta. Dar nu înțeleg cum m-a văzut. Aaa, zice să fugim afară din casă. Adică e normal că trebuia să mă vadă. E logică. Doamne. Da, zice că o să ne găsească, dar nu o să ne găsească niciodată. E bine că nu mai îmi dă reclame cu videoclipul, că și îmi dă pur și simplu o mică reclamă la care nu se vede tot, ca să nu fac promovare. Mai ales la cei care s-au văzut puțin, no promo, ok? No promo, nu, nu fac promovare. Iar reclamă, mai bine nu mai ziceam nimic. Bun, trebuie să găsim ceva brichete sau... Brinkel. Cred că stau prin bucătărie. Dar trebuie să pleci de acolo. Ce o să fac? O să-l pună pe masă. Oh, vine afară. Ah, bă nu. Să duci la etaj. Bun. Noi vom merge în bucătărie. Că eu cred că acolo este, dar o așteptăm să plece. Ca nu cumva să mă vadă. Hai, hai, du-te, fată. Du-te, du-te, du-te. Du-te acolo în camera aia, ca să nu mă vezi. Bravo. Acum să ne facem treaba. Nu se referă la lumânare. Oh, nu, 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 fata asta vine. Time to party. Nu asta. Time to party. Aruncă-l. N-am făcut-o bine. N-am apucat s-o pun. N-am apucat, o facem din nou și acum știu ce trebuie să fac. Trebuie să așteptăm să se ducă ea la etaj sau să văd ce face. Trebuie să așteptăm să se ducă tortul ăla și după aia să plece să se ducă la etaj. Între timp vreau să spuneți dacă voi ați mai jucat jocul ăsta. Cred că unii dintre voi sigur l-ați mai jucat. Și eu l-am mai jucat, dar... asta a fost de foarte mult timp și nu mai știu tot. Așa că vom aștepta ca acum să se ducă la etaj. Bun. Hai de fapt, totodată, că m-am săturat de tine. Ia uite și-a pus ea capcană. Nici să nu te gândești.
Hai, intră într-o cameră, nu mai sta pe holuri. Intră într-o cameră, fată. Așa, bravo. Ce face? Acum o să mă vadă. Dar nu înțeleg ce face, vine jos sau... Hai, nu-mi zic că vii jos, așa, bravo. Du-te altundeva, fată. Hai, du-te la altă cameră, nu mai sta atât pe holurile alea. Bun. Ok. Cred că am făcut-o bine, că dacă nu mă înșel, așa era lunarea aia albastră. Eu am să duc fata asta la etaj. Ce face? Nu înțeleg ce tot face. Da, nu cred că e de bine pentru că s-a blocat și trebuie să mergem după ea. Atunci, pur și simplu doar o să sunăm aici ca să ne mai mergem acolo, că cine știe, poate o să mă prindă. Deblochează-te, fata. Da, astea, n-avem decât. Nu mă prindă. Sau știu ceva, o las să mă prindă. Sau nu. Mă gândeam că o să o las să mă prindă și o să dau escape. Și nu o să se mai blocheze, dar văd că am reușit să scap de ea. Bun, e aproape de tort. Hai să vedem și animația. Așa prinde iluminarea frumos. Da. Este amuzant. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!